cristal, doamnele se fac că nu pricep sau poate chiar nu pricep. Dacă elevul nu a înțeles, nu el e de vină, ci doamna. Cât privește ce simte un copil, aici, doamnelor, numai el știe. Și numai dumneavoastră sunteți chemate să rezolvați problema pe care ați născut-o. Până atunci, până când școala se va trezi și va rezolva problema, românii cu zecile de mii își anunță solidaritatea cu Nicolae. E esențial ca în aceste clipe Nicolae să nu se simtă singur. Discutăm despre caz în această seară și tot în această ediție. Când se va produce următorul cutremur devastator în România? Și cu cât timp înainte vom ști? Care sunt răspunsurile științei pentru aceste întrebări pe buzele tuturor? La ora 22 în această ediție, începem jurnalul. Am fost pus la pământ de către 5 polițiști, mi-au pus cătușele, m-au băgat în mașina de poliție, într-o Dacia Logan, mi-a pulverizat cel în vârstă preparalizant în ochi. Era pe scări, era întuneric, beznă, i-auzai pe toți sipând, i-auzai pe toți plângând, nu știai ce se întâmplă, eram toți cam buimaci. Avem o anchetă penală în curs. În această anchetă vom vedea exact ce muniție s-a utilizat. Nu pot să comentez decât ca cetățean. Sunt dezamăgit. Român avea un mărțișor confecționat de mărime mai mare, care eu am crezut că este cumpărat, am și spus de ce ai cumpărat, și într-o mână cu o ciocolată. În ancheta de la Onești, informații surprinzătoare. Se pare că asasinul a avut un complice în apartament. Deși polițiștii sperau să-l audieze astăzi pentru prima oară pe Gheorghe Moroșanu, mutat de la spitalul din Onești la Bacău, anchetatorii nu au primit acordul medicilor, care, spun surse apropiate anchetei, l-au operat din nou pe bărbatul de 68 de ani. Anchetatorii așteaptă informări oficiale legate de evoluția stării de sănătate a bărbatului pentru a hotărî momentul în care ar putea fi audiat. Deocamdată acest lucru nu este posibil. Starea lui e stabilă, dar e internat la terapie intensivă încă după ce a fost operat. Mărturia agresorului este esențială pentru a afla detalii cu privire la ceea ce s-a întâmplat aici în apartamentul de la etajul 3 după ce i-a luat ostatici pe cei doi muncitori și apoi i-a ucis. Inspectoratul Teritorial de Muncă face propriile investigații, având în vedere că cei doi muncitori au fost sechestrați în apartamentul angajatorului. Aceste verificări au scos la iveală că o a treia persoană ar fi putut deveni victima criminalului. La apartament s-au deplasat trei persoane, cei doi lucrători și un șef ierarhic. Acesta în urmă părăsind apartamentul. Între timp, la dosar au ajuns rapoartele legiștilor, care au arătat că cei doi muncitori au murit din cauza loviturilor de cuțit primite. Însă investigația trebuie să lămurească și ce s-a întâmplat în primele momente de după ce polițiștii au intrat în casă. Vom vedea exact ce muniție s-a utilizat, câte gloanțe, muniție letală au fost trase, câte cu muniție neletală. Ați văzut și m-ați întrebat de acele urme pe corpul unei dintre victime. Erau urme de la muniție neletală și pot să vă spun doar atât.
s-au tras două cartușe, fiecare cartuș are în compoziție 15 bile de cauciuc. Din anchetă va rezulta exact poziția de tragere, unde era agresorul, criminalul, unde era victima. În paralel cu anchetarea dublei crime, procurorii trebuie acum, după sesizarea făcută de conducerea poliției române, să verifice cum a fost organizată intervenția, dar și de ce amenințările din ultimii ani, din memorii, dar și din spațiul public, făcute de Gheorghe Moroșan, nu au fost luate în serios. Președintele Iohannis îi cere public ministrului Justiției să explice de ce a fost clasat dosarul 10 august. Spune șeful statului într-o postare pe o rețea de socializare că românii au tot dreptul să știe cine sunt cei vinovați de actele de violență îndreptate împotriva manifestanților. Președintele a vorbit cu ministrul Justiției și cu cel de la interne, le-a cerut să găsească soluții pentru ca responsabilii să răspundă. Decizia Tribunalului București ca dosarul privind violențele din 10 august să rămână clasat a iscat reacții publice aprinse. Premierul Florin Câțu i-a cerut ieri lui Stelian Ion, ministrul Justiției, să vină cu soluții pentru continuarea dosarului și s-a declarat dezamăgit de soluția dată de instanță. Cele două victime ale polițiștilor de la secția 16 din capitală spun că au fost torturate minute în șir de cei care ar fi trebuit, de fapt, să le apere. Conflictul a început după ce bărbații care le-au atras atenția agenților că nu poartă măști, deși era obligatoriu, 7 agenți au încătușat, dus în afara orașului și bătut pe unul dintre bărbați, pe celălalt l-au dus cu mai multe echipaje într-o zonă răufamată din capitală, l-au abandonat acolo în miez de noapte. După audieri, 8 dintre cei 9 polițiști care au participat la această operațiune cu iz mafiot au fost reținuți. Conflictul dintre cei doi bărbați și polițiști a pornit de aici, de pe calea Șerban-Vodă din capitală. Cei doi mergeau pe stradă când i-au remarcat pe agenți că nu purtau o mască de protecție. Din acel moment, polițiștii au devenit violenți. Unul dintre bărbați a fost adus pe un câmp de la marginea Bucureștiului plin de gunoaie chiar în acest loc și a fost bătut și batjocorit de polițiști timp de jumătate de oră. Un polițist în vârstă a adresat injurii, am adresat și eu la rândul meu injurii. Am fost pus la pământ de către 5 polițiști, mi-au pus cătușele, m-au băgat în mașina de poliție într-o Dacia Logan. Mi-a pulverizat cel în vârstă spre paralizant în ochi și mi-au închis ușile. În drum ce mă duceau spre câmp, eu întrebam unde mă duc, că nu s-au legitimat, nu m-au legitimat. Am fost dat jos din mașină cu cătușele, mi s-au dat 2 pumni în coaste în partea dreaptă, după care am fost pus la pământ cu fața în jos, m-au bătut cu bastoanele. M-au întors cu fața în sus, m-au bătut cu bastoanele, îmi dădeau peste picioare. Prietenul bărbatului a fost și el torturat de polițiști. M-au bucurit că m-au rugat pe magenta din spate, mai mașină și pe atagul și pe reunat, după care m-a bărâncit undeva pe rentare. Ministrul de interne, Lucian Bode, spune că este revoltat de situație. Este inadmisibil să ai un astfel de comportament tu care îmbraci uniforma de polițist. Dar dacă fie și 1% din ceea ce s-a spus în spațiul public este adevărat, acești indivizi nu fac cinste uniformei de polițist. După audieri, 8 dintre cei 9 polițiști care au fost ridicați de la secția 16 au fost reținuți. O anchetă internă în poliție după ce mascații și ofițerii de la transporturi au descins la o adresă greșită în Ilfov. În imaginile surprinse de femeia care s-a pomenit cu polițiști în casă, este surprinsă o discuție tensionată în care păgubita le cere explicații polițiștilor. Vrea și scuze în scris. Ministrul de interne recunoaște că a fost o greșeală, dar spune că polițiștii sunt simpli executanți ai unui mandat de percheziție. Descinderea făcea parte dintr-un dosar penal în care erau căutați mai mulți falsificatori de diplome
care vindeau documentele cu mii de lei. Femeile revoltate s-au trezit înainte de răsăritul soarelui cu ușa spartă și cu trupele speciale în casă. Știind că nu au greșit cu nimic, cele două femei au apostrofat pe polițiști și nu i-au lăsat să plece până nu explică în scris greșeala comisă. La poliția transportului să... Pentru ce? Pentru transportul așa? Haideți să vă rugăm frumos, că avem un mandat și trebuie să le executăm. Nu, nu mă interesează! Lăsați! Vă dați jos! Vreau să faceți foaie! Vă dați foaie! Jos acum! Foaie! Nu! Foaie! Nu! Foaie am zis! Înscrieți acum! Acum înscrie și ne sunteți! Polițiștii de la transporturi și luptătorii serviciului de acțiuni speciale voiau de fapt să percheziționeze locuința alăturată. În șirul de reproșuri pe care cele două femei le fac polițiștilor apare și o acuzație gravă. Și da, doamnă, ce zucă la aici? Așa a venit să acum în pușcă! Jos! Jos! Nu! De ce scris? Filmează-i! Incompetenților! După apariția imaginilor, poliția română a anunțat că a început un control intern pentru a elucida de ce polițiștii au intrat la adresa greșită. Ministrul de interne spune că polițiștii care au spart ușa nu sunt vinovați, pentru că ei merg la adresele trecute pe mandatele de percheziție. Această acțiune, spun foarte răspicat, nu a avut la bază o documentare corectă. Nu este vina celor care au executat misiunea, nu este corect să dăm vina pe cei care au ajuns la fața locului în situația în care documentarea dinainte nu a fost una corectă. Perchezițiile polițiștilor făceau parte dintr-o amplă acțiune de destructurare a unei rețele de falsificatori de diplome, coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Mascații au intrat la peste 200 de adrese, unde au descoperit mai bine de 300 de diplome și certificate de calificare profesională false, pe care suspecții le vindeau cu sume care porneau de la 500 de lei și ajungeau la 8.000 de lei. Conform procedurilor, adresele trecute pe mandatele de perchiziție ar trebui verificate de polițiști, tocmai pentru a se asigura că sunt corecte și coincid cu cele de la evidența populației. Caz incredibil la Brașov, într-o unitate de elită a jandarmeriei. Militarii de la gruparea mobilă Burebista au organizat o adevărată petrecere în cinstea fostului comandant cu ocazia pensionării lui, în care provocarea pare să fi fost găsiți un singur om cu mască de protecție. Organizată în aer liber, în curtea unității, petrecerea surpriză a beneficiat inclusiv de recuzită, confeti peste tot, fotografii de grup, cât să rămână fiecare cu amintiri, ba chiar pupături și îmbrățișări. Un fel de oamenii legii, domnii și doamnele din imagini. Vă dați seama, ar fi trebuit să știe legea pentru că ei trebuie să urmărească respectarea ei. Doar că ei sunt cei care au încălcat-o. Petrecerea nu a rămas fără consecințe. După apariția imaginilor, cei 35 de militari care au participat la surpriza pentru fostul comandant au fost amendați cu câte 500 de lei. Sancțiunea minimă prevăzută de lege. Sancțiunile au fost scrise tot de un jandarm de la o altă unitate din Brașov. Petrecere mare s-a întâmplat, deci, la Brașov, lăsată această petrecere cu amenzi de câte 500 de lei pentru toți participanții. Anul pandemiei, anul măsurilor de protecție, dar și anul abaterilor. Nu numai oamenii simpli au fost amendați pentru petreceri ilegale sau nerespectarea măsurilor de protecție, și demnitarii, formatorii de opinie sau chiar polițiștii au avut momente neinspirate pe parcursul perioadei în care au fost filmați la petreceri fără mască sau fără să păstreze distanțarea fizică. Unii au fost amendați, alții au scăpat, dar în mod cert fiecare abatere ajuns în spațiul public a mai măcinat din încrederea oamenilor în aceste instituții.
Bun găsit. De aproximativ un an, autoritățile au impus aceste restricții populației, dar au fost și momente pe parcursul acestui timp în care chiar autoritățile au fost prinse în offside, dar și formatorii de opinie. Ne uităm la Shelly, un vlogger cunoscut din România, care e unul din ultimii intrați pe lista polițiștilor după o petrecere pe care a dat-o la începutul acestui an. Polițiștii au văzut imaginile de la petrecere pe paginile de socializare și l-au amendat pe influencer cu 15.000 de lei. În decembrie 2020, un moment important pentru români, ne uitam cu toții spre Parlament, era prima zi în care parlamentarii își intrau în drepturi și și-au intrat în drepturi, dar cu stângul, dacă putem spune așa, pentru că în multe locuri din Parlament puteam vedea astfel de imagini în care mai mulți parlamentari erau adunați la un loc, la bufet sau pe holuri. De la Digi24 vă îndranjăm. Patru sunteți la o masă fără mască. Când bem apă. Aveți apă acum. Da. Stați aici de multe minute, să știți, am trecut de mai multe ori pe lângă dumneavoastră, nu purtați mască, bufetul e deschis, că n-am înțeles. Bufetul? Adică se poate sta aici să serviți ceva? Păi nu știu, nu este închis. Se poate bea apă dacă ai o problemă sau stați dacă ți sete, trebuie să bei apă. Să stați la masă, la bufet, patru inși? Păi nu știu că nu este închis. Ne-am așezat să bem apă. Nu este închis. Și masca? Eu cred că și dumneavoastră o să beți apă din masca, vă întreb domnul meu. După ce beau apă, por mască. Postul premier Ludovic Orban apărea pe paginile de socializare în mai 2020 într-o fotografie alături de câțiva miniștri din guvern. Era o întâlnire de ziua demnitarului chiar în biroul acestuia din Palatul Victoria. Niciunul dintre politicienii nu purta mască, deși eram în stare de alertă. Și adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, avea să fie surprins în interiorul unui restaurant într-un moment în care accesul la interior era închis. Aceste imagini au devenit virale. În aceste imagini apar doi parlamentari PSD, Adrian Solomon și Ioan Stativă. Au un conflict într-o șaurmerie din centru vechi cu unul dintre angajați. În momentul în care au intrat la interior, angajatul l-a cerut respectos să poarte mască. În schimb, aceștia au fluturat faptul că sunt demnitari și de aici a pornit întregul scandal. Cei doi parlamentari au fost amendați pentru nerespectarea măsurilor impuse cu 2600 de lei, dar au fost realeși de votanții din Vaslui în decembrie 2020. Când vrea, garda de mediu chiar își face treaba. Angajații unui dezvoltator imobiliar din sectorul 3 au fost surprinși când îngropau gunoaie pe un teren viran. Amenda, 40.000 de lei și obligația să facă curat. Ministrul Mediului anunța ieri că 10.000 de tone de deșeuri depozitate ilegal au fost descoperite în februarie, doar în februarie, în jurul Bucureștiului. Avem 212 de locații de genul acesta identificate, 10.000 de tone de deșeu identificat, depozitat pe aceste suprafețe, câmp, curți, terenuri părăsite și așa mai departe, și sute de mii de lei amenzi aplicate, mașini de transport sau mijloace de transport confiscate și un sprijin concret și de mare ajutor din partea autorităților publice locale. Se poate. Tot ceea ce vedem aici este direct sau indirect responsabilitatea cetățenilor care au aruncat aceste gunoaie, este responsabilitatea autorității publice locale care timp de zeci de ani nu a reușit să organizeze un sistem de colectare și sortare eficient. Deci trebuie împreună să găsim soluțiile, noi trebuie să fim un fel de catalizatori și măsurile să fie asumate și implementate de primărie. Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare risc seismic și printre primele 10 orașe din lume la acest capitol și consolidarea clădirilor periculoase la cutremur bate pasul pe loc, motiv pentru care Ministerul Lucrărilor Publice propune o schimbare a legislației. Iată detaliile. E
este sunetul celei mai mari tragedii de la noi din țară. 55 de secunde, timp în care au murit mai bine de 1500 de persoane, peste 11.300 au fost rănite și în jur de 35.000 de locuințe s-au prăbușit. O catastrofă care se poate întâmpla în orice moment și cu pagube atât umane cât și materiale mult mai mari, pe care nimeni nu le poate estima pentru că nu există o evidență corectă a clădirilor cu risc seismic ridicat. Așa vorbim grosier, orice clădire construită înainte de 1940, care are mai mult de 3-4 etaje, este potențial cu risc seismic și noi n-am reușit să ne ducem peste ele să le expertizăm. Din cele care au fost expertizate deja, primăria a inclus aproape 2400 de clădiri în clasele de risc seismic sau clasele de urgență. Datele Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic arată că doar 101 clădiri au fost și consolidate. La nivel național, situația este și mai dramatică. An de zile au fost alocate fonduri, dar s-au întors la bugetul de stat. Lipsa unei legi ancorate în zilele noastre ar fi unul dintre motive. Ministerul Dezvoltării vine cu un proiect de lege care să simplifice lucrurile. Stau în aceste clădiri și persoane care nu au posibilitatea de a plăti cota parte de consolidare. Să știți că sumele nu sunt neglijabile. Și atunci, fiind un program, cum l-am gândit noi, de interes public, este investiția statului până la urmă în siguranța cetățeanului, indiferent despre cine este vorba. În mod categoric vom introduce garanții, pentru că nu vrem să dăm drumul la, scuzați-mă, la samsarii imobiliari care să facă afacere pe aceste clădiri. Experții în domeniul construcțiilor spun că mari probleme ridică și blocurile din beton construite după 77. Durata normată de viață a unei construcții din beton, da, și din celălalt, asta din beton, refer la un, este 50 de ani. Deci dacă nu facem acum, da, o strategie pe următorii 20 de ani, după 20 de ani o să vedem că o să avem colapsuri structurale fără o încărcare cu caracter de calamitate. La toate astea se mai adaugă și modificările făcute în apartamente. Nu doar autoritățile sunt nepregătite în fața unui cutremur, ci și populația. Nu știm ce avem de făcut. Primul instinct este să fugim pe scări, locul cel mai periculos. Înainte de cutremur trebuie să ne facem o kit de supraviețuire, să fim atenți la încăperea, la locuința noastră și să luăm măsuri de ancorare a obiectelor grele care ne pot pune viața în pericol. În timpul și după cutremur e important să nu fugim pe scări, să rămânem în locul în care ne aflăm, să nu stăm lângă un perete exterior, să încercăm să stăm aproape de un perete interior, pentru că pereții exteriori sunt primii care cedează. Seismul din 1977 a pus România pe locul 80 pe harta țărilor cu cele mai mari cutremure din istorie. Cealaltă mare problemă, doar 20% dintre familii și-au asigurat locuințele, chiar dacă este obligatoriu. Anual în România se înregistrează peste 100 de cutremure de peste 3 pe Richter, arată Institutul Național pentru Fizica Pământului. Salariile de la Metrorex nu pot rămâne la nivelul actual decât dacă regia care administrează metroul bucureștean își reduce numărul de angajați. E concluzia la care au ajuns inspectorii Corpului de Control al Ministrului Transporturilor. Cătălin Drulă a publicat pe pagina lui de Facebook câteva dintre concluziile anchetei. În plus, raportul Corpului de Control spune că sporul de metrou în quantum de 20-40% este aplicat abuziv. El este primit de toți cei circa 5500 de angajați ai metroului, chiar dacă lucrează în birou. Sunt economiști, traducători sau consilieri ai unor directori și poate nu au coborât niciodată în subteran. Cătălin Drulă spune că se va adresa curții de conturi pentru a determina valoarea prejudiciului astfel creat și persoanele responsabile trebuie să dea banii înapoi. Inspectorii au analizat și contractul pentru închirierea spațiilor comerciale de la metrou. Probleme au fost identificate și în ceea ce privește asocierea dintre Metrorex și firma sindicatului pentru serviciile de publicitate. Despre neregulile descoperite la Metrorex, dar și despre marile proiecte de infrastructură la ora 21. În studioul Digi24, invitatul nostru va fi ministrul transporturilor Cătălin Drulă. Scurtă pauză acum și când ne întoarcem, vom vorbi despre cutremure. Când și cu cât timp înainte vom ști despre următorul cutremur devastator în România? Detalii imediat, rămâneți cu noi!
exasperarea unui profesor celebru când a constatat cât de mult au copiat olimpicii la un concurs de matematică, ne-au făcut să explorăm variantele copiatului electronic. Prima concluzie, cel mai ușor se poate copia la testul grilă, demonstrație. De când examenele studenților s-au mutat în online, practic și lor le este mult mai ușor să copieze. De exemplu, un profesor cam greu și-ar da seama în momentul în care un elev se află în fața dumnealui, ce-i drept de cealaltă parte a ecranului, dacă acesta copiază sau nu. Cât de ușor se fraudează examenele online? E o întrebare foarte bună și răspunsul este destul de des și ușor. Există softuri precum Skype, Discord, unde se adună grupuri de către 5-6 studenți. Formatul unui examen poate favoriza într-un procent foarte, foarte mare fraudarea acestuia. Iar aici mă gândesc la examenele de tip grilă sau la acel tip de examene care au la bază strict reproducerea unor teorii sau definiții și potențează foarte, foarte mult nevoia studentului și dorința de a copia. Recent, Universitatea București a dat afară 45 de studenți care au fraudat examenele online. Pentru a nu se mai repeta situația, rectorul are în plan să schimbe strategia de lucru. Examenele de tip față în față ar rezolva problema. Eu îi rog pe studenții mei în timpul examenului să stea în orice poziție vor ei, oricât de comodă, dar așa cum eu le arăt mâinile, să le văd și eu mâinile pentru a nu butona cu altceva. Și la SNSPA, profesorii și-au reconfigurat modalitatea de evaluare. Au de făcut un portofoliu, fiecare face un portofoliu cu 4 teme. Îi pun să se filmeze, să facă, deci să-și găsească subiect de negociere bilaterală. Au trecut la evaluarea continuă de parcursul semestrului sau la diferite proiecte finale, unde categoric se vede în momentul în care faci un proiect final cât de mult ai acumulat informație pe parcursul semestrului și cât de bine știi să elaborezi. Facem foarte multe evaluare pe parcurs, ne-am reconfigurat cursurile, formula de predare, cum s-ar spune, da? Astfel încât să fie mai interactive. Peste 90% dintre universități desfășoară acum orele în format hibrid. Stupoarea profesorului Radu Gologan, președintele Societății Române de Științe Matematice. La prima etapă a Olimpiadei, Gazeta Matematică a descoperit extrem de multe fraude. Șoc în plus, în unele cazuri copiii au fost ajutați să fure de părinți. Nu numai copiii, dar și părinții sunt cei care încurajează în anumite situații, hai să zicem, comportament non-etic sau neetic. Într-un centru urmărit video în București, unde au participat aproximativ 500 de copii, sunt bănuiel că în vreo 10 situații se vede că lucrurile nu s-au desfășurat corect. Și unul dintre ele este flagrant, cu mama copilului lângă copil. Fazele următoare, lucrurile se vor mai schimba. Vom introduce urmărirea peste tot video. Cred că s-a obișnuit ca în sistemul online să poată face orice, fără să se gândească la consecințele etice. Intenția noastră inițială nu a fost să continuăm o competiție națională, ci să găsim modalitatea prin care, în final, să alegem pe cei mai buni copii care să reprezinte România la concursurile internaționale care se vor ține în acest an, în mare majoritate, tot online. Planuri pentru vacanța de Paști, la fel ca de sărbătorile de iarnă, cei mai mulți români optează pentru destinații exotice, cum ar fi Kenya, Madeira sau insulele Capului Verde. Pentru la vară, intențiile anunțate acum sunt pentru Grecia și Turcia. Aici, pe plajele din Kenya, își vor petrece sute de români vacanța de Paște. Asta după ce agențiile de turism au lansat zboruri directe către noi destinații exotice. Kenya, care îți oferă o diversitate, care îți oferă posibilitatea să combini plaja cu partea de safari. Observăm o tendință a clienților români de a căuta destinațiile exotice. Sunt foarte orientați către Republica Dominicană, Maldive, Insula Capului Verde, Madeira.
Prețul unui sejur în Kenya, de exemplu, pornește de la 1.050 de euro de persoană. Republica Dominicană de la 1.350 de euro, în Maldive de la 1.150 de euro, în insula Capului Verde de la 989 de euro, Madeira de la 579 de euro. Pentru mulți români însă, prețurile par destul de piperate. Nu mă încadrez în bugetul ăsta. Mi-ar place, dar sunt foarte scumpe pentru nivelul nostru de trai. Am plecat, dar știți cum e. Și bugetul. Mulți au început deja să-și facă planuri și pentru vacanța de vară. Țările aflate în topul preferințelor românilor rămân Grecia, Turcia și Egipt. Am vrea Grecia și ceva Tunisia, ne-am gândit, dar în special Grecia. E un pic mai accesibil pentru noi. Mi-ar place să văd Egiptul, mai exact. Mă ajunge la piramide, sincer să fiu. Egipt, un pachet la un hotel de 5 stele, pornește undeva de la 450 de euro de persoană, iar în Antalya, undeva în 550 de euro, un hotel bun de 5 stele. În Grecia, gradul de umplere pe charterele de Rodos, Creta, atât Heraklion cât și Hania, se îndreaptă spre 30% în acest moment. Pe Grecia pot să închirieze iahturi în familie. Croația este una dintre cele mai căutate țări pentru vacanțele nautice. Aici sunt disponibile peste 4.000 de iahturi, iar prețul pentru închirierea acestora pornește de la 42 de euro pe zi. Cei care doresc însă vacanțe exotice și în vară pot închiria embarcațiuni în Thailanda sau Caraibe, unde prețurile pornesc de la 135 de euro pe zi. Cea mai scumpă embarcațiune pe care o găsim în aceste zone exotice poate fi închiriată cu 9.000 de euro pe zi. Cei care vor să călătorească în țări precum Grecia sau Egipt trebuie să-și facă un test PCR cu 72 de ore înainte de a ajunge la destinație. În schimb, pentru vacanțele în Kenya sau Maldive, acesta trebuie efectuat cu 96 de ore înainte. Pentru a ajunge însă în Republica Dominicană, nu este nevoie de test COVID. Câte păduri sunt la malul mării la noi? Oricum, vor fi cu una mai puține, 2,5 hectare de pădure vor fi tăiate la Neptun pentru extinderea unui complex hotelier. Primăria Mangalia spune că proprietarul are toate actele în regulă și cu asta s-a spălat pe mâini. Cât a mai rămas din pădure acum, Orban, în acest moment? În acest moment, cam ce se vede verde, a rămas pădurea Comorova. Aici, unde sunt alte culori, discutăm de construcții pe care le-am găsit deja în teren. Povestea pădurii Comorova începe în anul 1900, în timpul regelui Carol I, când au fost plantați copaci pe o suprafață de 800 de hectare. Apoi, în perioada interbelică, pădurea s-a extins până la 1000 de hectare. Primii care au defrișat pădurea au fost comuniștii, în anul 1970, atunci când au ridicat stațiunile din sudul litoralului. În 1971, pădurea Comorova este scoasă din fondul forestier și trecută în acte ca vegetație forestieră. Mai târziu, în 1998, printr-o hotărâre de guvern, pădurea este trecută în administrarea primăriei Mangalia. Toate actele contrare erau anulate de drept. În speță, actul din 1971, dat de guvernul comunist, prin care s-a schimbat regimul scriptic al pădurii în vegetație forestieră, era nul din 1996, de la intrarea în vigoare a codului silvic. Nimeni nu a stat să verifice acest aspect, pentru că acolo sunt interese imobiliare imense. În anul 2000, tot printr-o hotărâre de guvern, primăria Mangalia a trecut terenul împădurit în proprietatea privată a municipiului. Ulterior, acesta a fost inclus apoi în intravilan. Iar s-a încălcat codul silvic, pentru că acest cod silvic din România interzice ca pădurile să existe în intravilan. E o incompatibilitate flagrantă, pentru că în intravilan poți să construiești, o pădure trebuie protejată, nu poți să construiești într-o pădure. Primăria a vândut terenul în 2004 unor persoane private. Practic au vrut să facă acolo turism și întreaga responsabilitate aparține primarului din acea perioadă, domnul Zamfir Iorguș. Postul edil se apără și spune că acuzele nu au justificare. Pădurea Comorova, de fapt, este o zonă de vegetație forestieră care se supune regimului silvic actual, sub rezerva că în zona respectivă, încă după timpul lui Gheorghe Gheorghe Udeș, zona aceasta împădurită a avut ca destinație, o parte dintre ea, construcția actualelor stațiuni turistice. Cu alte cuvinte, fostul primar spune că acolo nu erau copaci, ci doar o vegetație neînsemnată. Anii au trecut, pădurea a fost vândută și acum copacii sunt tăiați ca să facă loc betoanelor.
Ultimii copaci au fost tăiați de curând pentru extinderea unui complex hotelier. Proprietarul spune că nu are nicio vină. În 2018 a cumpărat un teren, iar în acte scria clar că poate construi, afirmație confirmată de reprezentanții primăriei Mangalia. Discutăm de un teren în această speță, un teren supus unui plan urbanistic zonal, demarat în 2017. Documentele de proprietate a acestui teren arată că el a fost achiziționat curs construcții la acel moment, nici de cum pădure, fapt pentru care proprietarul a avut toate uneltele legale să demareze acest plan urbanistic zonal. Activiștii de mediu atrag atenția că deșertificarea din Dobrogea este un proces avansat și care cu greu poate fi stopat dacă se continuă tăierea pădurilor și, în general, a spațiilor verzi. Din păcate, o să ajungem în situația în care vom vedea, uitându-ne la mare, doar la construcții, doar la blocuri, doar la hoteluri, restaurante și niciun pic de verdeață. Un cutremur extrem de puternic, cu magnitudinea de 7,1, s-a produs în nordul Noii Zeelande. Seismul a avut loc în mare, la o adâncime de 10 km și la aproape 180 de km de uscat. În urma mișcării telurice a fost emisă o alertă de tsunami, care a fost ridicată după aproape 3 ore. În acest timp, oamenii aflați în zonele unde ar fi putut ajunge valul au fost rugați să se îndrepte către locuri mai înalte și să evite cu orice preț să se apropie de plaje. Puternicul seism s-a simțit în toată Noua Zeelandă, de la Auckland în nord și până la Christchurch, oraș aflat pe insula de sud. Pentru moment nu sunt informații legate de victime sau pagube materiale. Cutremurul a fost urmat de numeroase replici. Cea mai mare dintre ele a fost de 5,2. Pfizer urmează să transfere o parte dintre activitățile sale din Belgia în România. Mai exact, compania va concedia 15% din personalul centrului de la Zaventem, iar o parte din serviciul de planificare a aprovizionării va fi mutat în România, asta scrie presa belgiană. Sindicatele s-au declarat șocate de anunțul făcut de Pfizer, unul dintre marii producători de vaccinuri anticovid în plină pandemie. Compania spune, în schimb, că încearcă să optimizeze lanțul de aprovizionare mondial. Scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim despre un mărțișor urât de la Nicolae. Este copilul de clasa a treia din județul Argeș care a fost batjocorit de învățătoarea lui. Stăm de vorbă cu inspectoarea județului Argeș imediat. Înainte însă, la ora 21 fix, Cătălin Drulă, ministrul transporturilor, va fi invitatul nostru. Vă așteptăm!